Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră. Cum am zis, ceștile sunt în general la care ceașcă vă regăsiți, vă alegeți vouă ce vă iese din ceașcă, dragii mei, să știți. Și până vă concentrați în ceașcă și vă puneți câte o dorință, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei. Și am să vă dau un nume de înger, dragii mei, eu acest înger îl folosesc mereu. Asta nu îl folosesc, dar cer ajutorul acestui înger mereu și ceea ce am de făcut, să știți că mereu am avut rezultate. Acest nume de înger este îl chemați și pronunțați numele lui când ieșiți din casă, dragii mei, și aveți ceva de făcut. Mai știu eu, dorești, ai de făcut niște acte, ai o judecată, mai știu eu ce ai de făcut, nu contează, chiar dacă pleci la cumpărături, chiar dacă nu contează, când ieșiți pe ușa afară de, și vă duceți undeva, ziceți acest nume de înger, dragii mei, de 3 ori. Iertus, Iertus, Iertus. Să meargă cu mine, să mă ajute, să-mi aducă noroc în toate, în ziua aceasta ce am de făcut, să-mi rezolv toate lucrurile care le-am de făcut și o să vedeți că îngerul Iertus o să vă ajute să vă faceți toate lucrurile care le aveți de făcut în ziua aceea, dragii mei, să știți că o să vă meargă foarte bine, pentru că într-adevăr este un înger care vă ajută în toate lucrurile care le aveți de făcut, să știți acest lucru. Și dacă voi o să pronunțați, cum ești, deschizi ușa casei, zici așa în gândul tău, Iertus, hai cu mine și ajută-mă să rezolv tot ce am de făcut. Iertus, hai cu mine să-mi ajut. De 3 ori, dragii mei, pronunțați acest cuvânt și o să vedeți că îngerul mereu o să vă urmărească și o să vă ajute și să vă faceți toate lucrurile pe care și o să vedeți că o să vă deschide și mai ușoare uși în calea voastră și o să reușiți să rezolvați toate problemele pe care le aveți voi de rezolvat în ziua aceea, să știți. Așa. Haideți să deschidem să vedem ce mesaje ne dă zatul de cafea pentru următoarele zile. Eu în cește nu știu ce este, ce e, ce va ieși, am să vă zic și vouă, dragii mei. Să dea Domnul să fie totul bine. Să nu uitați să cereți ajutorul îngerului, pentru că, într-adevăr, eu mereu cer ajutor și mereu am avut rezultate, dragii mei, să știți acest lucru. Uitați-vă ce veseli sunteți, dragii mei, uitați-vă. Alergați spre o casă. Și această parcă sunteți în străinătate și plecați la casa voastră. Mai știu eu, cumpărați o casă, nu știu ce, dar aveți o bucurie, pentru că uitați-vă, alergați de fericire, alergați de bucurie, saltați de bucurie, ceva, o minune se va întâmpla în viața voastră și nu o să vă vină a crede de această minune, pentru că o să alergați și o să-l saltați de fericire, să știți acest lucru, dar uitați-vă, aici este o casă și de parcă alergați spre această casă sau să vă spuneți bucuria. Această bucurie altcuiva, să împărtășiți această bucurie cu altcineva, nu știu ce este, dar să știți că săltați de fericire, săltați de bucurie, ceva, o minune se va întâmpla în viața voastră și asta să știți că o să fie o surpriză și această minune o să săltați de fericire. Uitați-vă, aici sunt doi copii gemeni, uitați-vă, dar acești copii gemeni sunt încă în pântecul mamei sale. Și să știți că o să aveți, parcă sunteți deja aproape de naștere și veți naște doi gemeni, să știți că acești copii se vor naște sănătoși, fericiți și o să vedeți că o să se umple casa voastră de bucurie, pentru că văd că acești doi copii sunt în burta mamei și se vor naște curând și asta pe voi o să vă bucure foarte mult. Uitați-vă, aici este o pisică albă. Această pisică albă, ce vă zice, să zice asta? Înseamnă un prieten de-a vostru, să știți că această persoană este cu litera T, U, S în nume. Doar în nume, dragii mei, această prietenă, să știți, și această prietena voastră este o prietenă foarte bună care mereu vă ajută în toate. Poate să fie mama voastră, nu contează, mama ta, cumnată, verișoară, prietenă, nu contează, dar să știți că această femeie mereu vă ajută. Și mereu a fost lângă voi când ați avut voi nevoie și ați avut greutăți și această femeie mereu va rămâne lângă voi, pentru că într-adevăr vă stimează, vă iubește și vă dorește binele această femeie. Să știți că aveți grijă de această femeie, pentru că într-adevăr este așa persoane găsești foarte rar, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că într-adevăr este o persoană care o să vă ajute și vă ajută în toate, să știți acest lucru. Uitați-vă, aici este un bărbat. Și mai sunt încă 3 persoane aici. Acest bărbat cu familia sa îl umple pe acest bărbat cu diferite
minciuni cu diferite așa bârfe pe acest bărbat și acest bărbat crede pe aceste persoane și când vine acasă la voi vă face probleme, vă ceartă, mereu aveți certuri în casă din cauza acestui bărbat. Acest bărbat nu dorește, el nu este așa un bărbat care să vă facă probleme, dar din cauza acestor trei persoane care îi bagă în cap orice nebunie, apoi vine la voi acasă și vă face probleme, aveți grijă, dragii mei, de aceste trei persoane. Pentru că aceste trei persoane, într-adevăr, de mult timp nu vă dorește. În familia sa, aceste persoane au ură mare pe voi și nu dorește ca voi să fiți cu această persoană. Dar să știți, într-o bună zi, acest bărbat o să afle tot adevărul și pe aceste trei persoane o să le scoată din casa voastră, dar să știți că încă puțin o să trageți din cauza aceste trei femei, dragii mei, pentru că aceste trei femei sunt trei femei periculoase care nu vă dă pace și nu vă dă liniște în casa voastră, să știți acest lucru. Persoanele care sunteți cu litera G, A, S, L, F și M, să știți că pentru voi se deschide o ușă importantă. Asta poate să fie carieră, poate să fie dragoste, poate să fie viața personală, nu contează, dar pentru voi se deschide o ușă principală în viața voastră și voi pe această ușă intrați deja, pentru că sunteți în pragul ușii acestea și deja v-ați deschis ochii spre viitorul vostru frumos. Și să știți că dacă o să fiți atenți la viitorul vostru, dacă o să fiți atenți la visurile voastre, pentru că câteodată Universul vorbește prin voi, prin vise, dragii mei, să știți acest lucru și o să vă arate drumul corect unde să plecați și o să vedeți că, într-adevăr, această ușă pentru voi o să fie ușa viitorului vostru plin cu fericire și plin cu iubire, să știți acest lucru, pentru că asta vă arată zatul de cafea. Uitați-vă, aici aveți și un dușman. Vedeți cum stă la pândă și vă pândește unde sunteți, ce faceți, așa mereu vă pândește, să știți acest lucru. Acest dușman de parcă nu are de făcut nimica și mereu vă pândește, mereu este cu ochii deasupra voastră, să știți acest lucru. De aia fiți atenți când vorbiți cu altcineva sau când faceți așa discuții cu alte persoane, aveți grijă ce vorbiți pentru că această persoană ascultă tot ce vorbiți voi și duce și spune la alții, să știți acest lucru, pentru că este o persoană care poartă vorba de acolo, de aici încolo, fiți atenți la această persoană, pentru că pentru o vorbă greșită o să ai mare probleme din cauza acestei femei, pentru că, cum am zis, această femeie mereu vă ascultă ce vorbiți și duce vorbele voastre în altă parte, de parcă este un poștaș această persoană și, cum am zis, fiți atenți unde vorbiți și ce vorbiți, pentru că această persoană, ca să vă scoată probleme, o să facă tot posibilul să știți acest lucru. Să nu ziceți că nu v-am spus. Dorința voastră se va împlini, se împlinește foarte repede. Și uitați-vă, iarăși aveți în casa voastră o discuție. Această discuție, să știți că este pentru viitorul vostru, viitoarea voastră nuntă, pentru viitorul vostru, viitoarea voastră căsătorie, să știți acest lucru, pentru că aici, între două familii, faceți înțelegere și persoanele care vă gândiți să vă căsătoriți, să știți că deja ați început pregătirile pentru nuntă, pentru că două familii se întâlnesc și discută ce să faceți pentru această nuntă, ca voi să fiți fericiți, dragii mei, să știți acest lucru. Bărbat, femeie, nu contează. Deja familiile voastre se întâlnesc și discută pentru nunta voastră, să știți. Asta este numărul 2. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați-vă ce îngeraș frumos este aici. Acest îngeraș este cu aripile deasupra voastră și vă ocrotește, dragii mei, să știți. Uitați-vă, voi aici v-ați ținut de un pom. De parcă este un vânt în jurul vostru și acest vânt de parcă vă ia de pe picioare. Asta ce înseamnă? Aveți ceva probleme în viața voastră și așa sunteți îngropați într-un noroi și nu știți ce să faceți. Știți cum bate afară vântul și nu te poți ține pe picioare, te ții de un pom sau te ții de altceva ca să nu te ia vântul, dar să știți că acest înger care este deasupra voastră vă ocrotește de tot ce este rău, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că după această furtună o să fie și soare, stați liniștiți. Poate că din cauza unor persoane aveți probleme, poate că în familia voastră aveți probleme, dar să știți că totul se va rezolva. Pentru că cu ajutorul îngerului o să ieșiți din toate situațiile grele pe care le aveți, stați fără grijă. Persoanele care sunteți cu litera N în nume, dragii mei, doar în nume. Când vă spun prenume, este și prenume doar în nume. Dacă ai litera N,
Să știți că pentru voi vine o putere nemaipomenită. Așa este o putere că nici vouă nu o să vă vină a crede de unde aveți atâta curaj, de unde aveți atâta putere ca să rezolvați toate problemele sau să vă faceți toate lucrurile care le aveți de făcut. Sau persoanele din jurul vostru așa să se mire de voi. Ce s-a întâmplat cu tine că tu nu erai așa de curajoasă sau tu nu erai de așa de curajos? Ce s-a întâmplat cu tine? De unde tu ai atâta putere? De unde ai tu atâta curaj să faci aceste lucruri, dragii mei? Pentru că deasupra voastră o să vină o putere care o să vă rezolvați tot ce este din jurul vostru. O să vă uitați la o lume cu alți ochi. O să vă uitați la viață cu alți ochi. Și să știți, asta pentru voi o să fie o energie foarte puternică deasupra voastră care o să vă ocrutească și o să vă ajute să faceți, să vă facă să fiți mai puternici și mai curajoase sau mai curajoși, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că vine o putere deasupra voastră și o să aveți această putere. Uitați-vă! Vedeți ce bărbat a ieșit aici, îmbrăcat în alb, cu părul negru. Vedeți ce bărbat frumos. Și acest bărbat, uitați-vă, are pe umărul lui o pasăre. Să știți că acest bărbat poate să fie ursitul vostru, poate să fie soțul vostru, dar fiți atenți, dragii mei. Uitați-vă, sunt două maimuțe lângă acest bărbat. Vedeți? Sunt două maimuțe lângă acest bărbat care dorește să-i facă rău acestui băiat. Poate să fie fiul vostru, poate să fie soțul vostru, poate să fie fratele vostru, nu contează. Este un bărbat foarte bun, uitați-vă, pentru că este îmbrăcat în alb, este cu părul negru, este un băiat foarte, foarte bun la suflet, este un băiat foarte educat, este un băiat foarte curajos, așa, este foarte mintios, să știți acest lucru, dar uitați-vă, sunt doi dușmani aici care, uitați-vă, care se leagă de acest băiat și nu-i dă pace, îi face probleme mereu, poate că la locul de muncă, poate că în jurul său are aceste probleme, dar să știți că o să fie bine, dragii mei, doar se apropie, dar nu o să facă nimic, să știți acești doi dușmani, uitați aceste două maimuțe. Acest bărbat o să vă aducă o veste, pentru că uitați-vă, pe umărul său este o pasăre și această pasăre vă arată că veți avea o veste minunată de la acest bărbat și o să fiți foarte fericite. O să fiți cu inima umplută de bucurie de la acest bărbat, să știți acest lucru, pentru că o să vă aducă multă bucurie acest bărbat în casa voastră, să știți. Uitați ce bine a ieșit. Îmbrăcat într-un costum alb și cu părul negru, acest bărbat, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine, pentru că este un băiat de nota 10, să știți acest lucru. Și uitați-vă, în casa voastră, între bani, 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 bani. Uitați-vă ce pungă cu bani este în casa voastră, să știți, pentru că această pungă este albă și vă arată că în casa voastră intră bani. Și uitați-vă cum ați deschis brațele și îi mulțumiți la Dumnezeu pentru această avere care intră în casa voastră. Poate să câștigați la jocuri, la loterie să câștigați, poate să vindeți ceva, să intre bani în mâinile voastre, nu contează. Poate că soțului vostru, poate că vouă, dar să știți că în casa voastră intră bani, dragii mei, și acești bani o să fie bani frumoși care o să-i folosiți pe lucruri care aveți nevoie. Uitați-vă, trei ochi sunt aici, dragii mei. 1, 2, 3. Aveți prea mult de ochi deasupra voastră. Prea mult, uitați-vă, deasupra voastră de parcă este un război. Și acest de ochi pe voi vă apasă pe suflet, dragii mei, și nu vă dă voie ca voi să vă mișcați din locul vostru. Fiți atenți, v-am zis și vă mai spun, descântați-vă foarte des, dragii mei, pentru că uitați-vă, cineva este o pălărie aici, cineva vă face și citiri deasupra voastră. Chiar când vă simțiți așa fără putere, chiar când vă simțiți așa fără sleiste putere, așa să știți că de ochi aveți deasupra voastră și uitați-vă, aici este un șarpe, uitați-vă, de parcă este un război deasupra voastră, să știți. Și asta tot timpul este din persoanele care vă face rău, care vă diuache. Și, dragii mei, ce să vă spun, cum să vă ocrotiți de ochi? Luați un pachetel de sare, știți cum sunt cutiile care de chibrite, dragii mei. Acea cutie goală, puneți sare în acea cutie și mereu purtați-o cu voi. Și ziceți într-așa fel că această sare să mă ocrotească de ochi, de negativități și o să vedeți că acea sare o să vă ocrotească de orice. O dată în săptămână acea sare o
aruncați sau o dați sub apă de la robinet și puneți altă sare în acel pachet, pentru că de ce? Pentru că acea sare o să vedeți când se încarcă cu negativități, acea sare se împetrește, dragii mei, să știți acest lucru și asta vă arată că acea sare a atras negativitățile și de ochiul deasupra voastră. Faceți acest lucru mereu. Asta poate să fie și într-o lună de zile să schimbați sarea, poate să schimbați într-o săptămână de zile, să știți, pentru că este foarte folositoare. Eu în ceanta mea mereu am așa un pachetel, un plic mic cu sare și mereu îl port cu mine, dragii mei, să știți. Și faceți acest lucru și voi și o să vedeți că o să vă ocrutiți de ochi, pentru că este un așa o ca o rețetă foarte puternică, dragii mei, să știți acest lucru. Dacă nu știați, faceți acest lucru și o să vedeți ce mult o să vă ajute sarea care o să o purtați cu voi. În pragul ușii, presurați sare și ziceți că nicio negativitate să nu intre în casa mea și tot o să vă ocrutească. Spălați-vă picioarele cu apă cu sare, faceți baie cu apă cu sare și o să vedeți, dragii mei, ce bine o să vă ajute, pentru că sarea este foarte folositoare în corpul omului, dragii mei, să știți acest lucru. Cu sănătatea, aveți grijă că o să aveți tuse foarte mari, dragii mei, să știți acest lucru, poate să răciți și chiar să faceți și bronșită, fiți atenți, pentru că acum vremurile se răcesc și o să aveți așa gripă sau o să aveți așa tuse mari, dragii mei, să știți. Dorința voastră, aveți două dorințe. Una se împlinește, dar încă este în așteptare. A doua este cu totul încă în așteptare și așteaptă vremea sa ca să vină la voi. Și uitați-vă, și aici a ieșit același lucru, dragii mei. Nu știu ce aveți, dar în fața voastră de parcă este un război. Sau în capul vostru aveți foarte multe gândiri, de parcă așa aveți un război în capul vostru, în gândirile voastre. Sau în casa voastră aveți certuri și nu știți de unde iese și cum iese și de la ce iese. Dar a fiți atenți, dragii mei, la persoanele din jurul vostru, pentru că unele persoane sunt cu foarte multă gelozie deasupra voastră. Să știți, de aia nu aveți liniște în casă, dar faceți acest lucru cu sarea și o să vedeți cum o să se liniștească toate lucrurile în casa voastră, dragii mei, să știți. Așa, dragii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă. Vă iubesc. Aveți grijă de voi. La revedere!